iar tu când te rogi, intră în odăița ta, închide ușa după tine și roagă-te. Tatăl tău care este nascuns, te vede nascuns și îți va răsplăti. Cuvântul acesta pe care l-am citit în primul rând este un cuvânt personal. Este un cuvânt pe care Iisus îl adresează fiecărui om care vrea să se roage înaintea lui, fiecărui frate, fiecărei soră. Atunci când tu te rogi, atunci când eu mă rog, și dacă vrei ca rugăciunea să fie ascultată, trebuie să faci câteva lucruri care spune în versetul acesta. În primul rând, să nu uiți că este adresat ție versetul acesta. Și când Dumnezeu vorbește, trebuie să-L asculți. Al doilea lucru de care trebuie să fii conștient, Mântuitorul spunea, intră în odăița ta. Când vorbește de odăița ta, aș vrea să vă spun în această dimineață că nu vorbește de o odăiță care am înregistrat-o la casa funiciară, am întăbulat-o pe noi. Nu vorbește de o odăiță unde este 4 pe 6 metri sau 10 pe 12 fiți. Vorbește de o altă odăiță. Și în această dimineață aș vrea să vă spun că dacă am pierdut lucruri în viață, îi fain. Nu-i nicio problemă. Se vor aduna din nou, poate. Dar dacă am pierdut cel mai scump, odăița noastră, despre care Mântuitorul spunea, odăița ta, ai pierdut totul. Dacă ai pierdut odăița ta, locul întâlnirii tale cu Dumnezeu, ai pierdut totul. Copiii, cât îți iei de mici, nu știu să vorbească, gunguresc, dacă le dai o jucărie sau dacă văd jucăria copilului de lângă el, o ia, dintr-o dată spune, ea mea, și nu ți-o mai dau înapoi, ea mea. În gunguritul lui, desprins că e egoist, invidios, ea mea. Trecem mari și ajungem mari, ne cumpărăm case, cămăruțe, le aranjăm. Îmi aduc aminte când eram în Seattle, am construit o casă de vreo 7.000 de suferfiți la un român. Și când era gata casa aproape construită în roșu, cum se spune, fratele nostru s-a mai gândit ceva, s-a dus la City, a mai dus încă o bucată de plan și a spus, mai faci un foișor deasupra, peste tot. Dar pentru ce o vi, ce rost are lucrul acela? Un tur de veche, un foișor, o casă, o daie, unde să mă închin lui Dumnezeu și unde să fie un loc al rugăciunii. E trist că bietul n-a avut parte de așa ceva, trebuie să se mute, dar le pierdem. Există însă o odăiță care trebuie să o păstrăm. Când eram în anii copilăriei, odăița mea în casa părintească era prea mică ca să mi-o fac într-un colț. Ieșeam în grădină, ieșeam la vale. Acolo departe de părinți, de frații mei, de surorile mele, aveam un loc ascuns unde eram întâlnire eu cu Dumnezeu. Era odăița unde venea Dumnezeu să se întâlnească cu mine. Am ajuns anii tinereții, stăteam în chirie și până la chirie trebuia să mă duc cu cursa. Scoteam 50 de cenți de bani, un leu, dar am preferat întotdeauna să aleg mersul pe jos și să aleg trotuarul cel mai liniștit, unde nu erau oamenii. Era odăița mea. Locul unde mă întâlneam în rugăciune cu Dumnezeu. Când mașinile zbăteau mai tare, atunci strigătul meu ajungea mai tare la Dumnezeu. Câteodată oamenii se gândeau să uitau spre mine. Ce se întâmplă pe cealaltă parte a trotuarului? Cineva a intrat în odăiță cu Dumnezeu. Am ajuns la armată și armata este așa cum este armata, dar Dumnezeu nu a îngăduit că acolo să nu am odăița rugăciunii. Undeva pe cel mai mare furnal din lume, în Galați, pe tablă, pe acoperișul furnalului,
undeva la 90 de metri înălțime, într-o vară călduroasă unde numai Galațius poate spune și tabla caldă, picurii rugăciunilor mele și a lacrimilor mele curgeau acolo. Era odăița mea, locul întâlnirii mele cu Dumnezeu. Tot acolo iarna în zăpadă, în frig, în grivățul gălățean, țineam un singur lucru cont, să nu mă apropiu de marginea de săcat de la înălțimea aceea. Restul era odăița mea, locul unde mă întâlneam cu Dumnezeu. De atunci a trecut vremurile și mașina și casa siguratică uneori. Locurile siguratice au venit odăița mea de închinare, locul unde mă întâlnesc cu Dumnezeu. Când conduceam și mergeam la serviciu, rugam pe Dumnezeu și spuneam, stai cu mine pe scaun, am să vorbesc cu tine o oră până când ajung la serviciu. Era bun Dumnezeu cu mine, stătea acolo, lacrimile curgeau pe față, eram în conversație cu Dumnezeu, eram în odăița mea, El era prezent acolo. Era o bucurie pentru sufletul meu. Vremurile au trecut. Odăița a rămas să-L proslăvesc pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și aceasta o spun cu toată smerenia, cu toată sinceritatea. Ai tu, odăiță, un loc unde să te întâlnești cu Dumnezeu? Unde să fii numai tu și cu Dumnezeu? Unde să discuți cu El? Dacă da, ferice de tine. Apoi Domnul Iisus Hristos spune, când ai intrat în odăița ta, închide ușa după tine. Fii sigur că ai rupt orice legătură cu lumea, nici un bruiaj de afară, nici o legătură cu ceea ce ne înconjoară, ușa închisă. Intri în prezența lui Dumnezeu și trebuie să existe o singură legătură cu cerul, cu Dumnezeu, slăvit să-i fie în numele Lui. Acolo, în odăiță, se întâmplă minuni. După ce a închis ușa, după ce bruiajul de afară nu se mai aude, după ce te-ai izolat de lume și ai intrat în prezența lui Dumnezeu, ochii varsă lacrimi, strigătul ajunge până la Dumnezeu, Dumnezeu este prezent acolo și se întâmplă minuni, fraților. Pe paginile Sfintelor Scripturii, într-o odăiță, o femeie a văzut binecuvântarea lui Dumnezeu. Când a închis ușa în spatele copiilor ei, unde lemnul a curs din prisos, pentru că acolo în odăiță Dumnezeu dă binecuvântarea, slăvit să-i fie în numele Lui. În odăiță a dat Dumnezeu viață. Când omul care se uita la fetița lui cum a murit, Iisus s-a apropiat de casă. I-a scos pe toți afară, a făcut liniște în curte, a luat pe ucenici, pe tata și pe mama și a băgat înăuntru, a închis ușa. Dincolo în odăiță era viață, a intrat viața și a adus viață. În odăiță, pentru unul ca Zacheu, a venit mântuirea. Intră în odăiță, în vremurile triste și grele ale vieții și Dumnezeu îți va aduce bucurie de plină, îți va da binecuvântare, îți va da viață, îți va da mântuire, slăvit să-i fie în numele Lui. Când ai intrat în acolo, în odăiță, fă un lucru, spune Domnul Iisus Hristos, roagă-te. Când noi spunem câteodată, fraților, haideți să ne rugăm, atunci să știți că e o mare diferență între cuvântul haideți să ne rugăm și roagă-te. Nu știu dacă ați observat lucrul acesta. Haideți să ne rugăm, însemnează că mai există o altă variantă. Haideți să ne rugăm, însemnează că mai poți merge la doctor ca femeia cu scurgere de sânge. Haideți să ne rugăm, însemnează că mai există un ban, ceva unde putem apela. Dar când venim la cuvintele Mântuitorului, roagă-te, însemnează că nu mai există nicio speranță, nici o șansă, nici o altă nădejde. În odăiță trebuie să te rogi că Dumnezeu să ascultă rugăciunea. Modelul rugăciunii noastre este Domnul Iisus Hristos.